domnului primar la Consiliul Județean pentru situații de urgență. Vă voi prezenta eu dispoziția privind ședința ordinară de astăzi. Primarul comunii Județului Buce, în Județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 133, numărul și articolul 134, litera A și articolul 196, litera B, din ordonanța de urgență a Guvernului României, numărul 57/2019, privind codul administrativ, dispune: se convocă Consiliul Local de Ședință Publică Ordinară în data de 12 martie 2020, ore 13, la sediul primăriei comunei Buce, în biroul primarului. Proiectul de ordine de zi este următorul. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic general și regulamentul local de urbanism al comunei Buce, județul Bacău, până la aprobarea noului plan urbanistic general și al noului regulament local de urbanism inițiator primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorităților române de pe raza comunei Buce pentru anul 2020, inițiator primarul comunei. Și 3. Proiect de hotărâre privind starea economică, socială și de mediu a comunei Buce și modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul Local Buce în anul 2019. Prezentare primarul comunei. 4 diverse. Vă rog, doamna secretar, să vă prezinte de fapt, dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru începerea ședinței. Pentru desfășurarea ședinței, vă supun spre aprobare conținutul procesului verbal din ședința anterioară. Cine este bine? Împotrivă. Mulțumesc. Procesul verbal a fost aprobat. Pentru desfășurarea ședinței în continuare, vă propun la vot cu ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri. Doamna secretară, vă rog să ne expuneți punctul 1 din ordinea de zi. N-am mai vorbit de mult, sper să nu mă vorbim. Da. Voi face așadar motivarea în numele domnului primar la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al comunei Buce, județul Bacău, până la aprobarea noului plan urbanistic general și a noului regulament local de urbanism. Doamnelor și domnilor consilieri, motivat de faptul că în data de 8 februarie 2020, PUB-ul comunei Buce, respectiv RLU, Regulamentul Local de Urbanism al Comunei Buce, și-a încetat valabilitatea. Ca urmare a acestui aspect, astfel, s-a inițiat proiectul prezentat de hotărâre, prin care am propus prelungirea termenului de valabilitate al acestei documentații generale. Menționez că posibilitatea de prelungire este legală, fiind menționată expres în legea 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, unde la articolul 46 alineatul 1 se prevede: termenul de valabilitate a PUB-ului se prelungește pe bază de hotărâre a Consiliului Local sau Consiliului General al Municipiului București până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiția inițierii demersurilor de elaborare, respectiv actualizare, a planului urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate. Analizând aceste prevederi legale, vă informez că încă din anul 2019 s-au făcut demersuri și s-a încheiat contract de execuție a acestei documentații generale cu SC Arhiproiect, care a și executat vechiul punct, deci cel aprobat în 2010. Documentația pe care o prelungim în momentul de față urmează a fi definitivată până la sfârșitul anului 2020. Pentru aceste motivații, rog să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilității PUC și a RLU. Dacă aveți alte propuneri, eu știu, obiecțiuni, domnul președinte. Pentru a da punctul de vedere a Comisiei de Buget, vreau cuvântul la domnul președinte. Mulțumesc! Comisia Buget-Finanțe a studiat acest proiect privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a PUB-ului și RLU.
Toți membrii au fost de acord. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții? Da, la acest proiect? Și ta, președinta Comisiei Juridice, ați făcut un paralel. Okay. Și membrii Comisiei Juridice au aprobat favorabil prelungirea proiectului de hotărâre privind prelungirea valabilității planului urbanismului general și regulamentul local de urbanism până la aprobarea noilor proiecte de hotărâre. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte discuții, vă spun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, abține. Împotrivă? Unanimitate provocată. Dăm cuvântul doamnei secretare pentru a ne expune punctul 2 din ordinea de zi. Vă rog, doamne. Este vorba de referatul de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului local de acțiune referitor la incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome de terasa Comunei Bucium pentru anul 2020. Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu dispozițiile articolului 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României, numărul 57/2019, privind codul administrativ, a dispozițiilor HGR numărul 18/2015, privind aprobarea strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților rome pentru perioada 2015-2020, supun analizei în ședința de astăzi și aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune referitor la incluziunea cetățenilor români aparținând minorităților rome de pe rasa Comunei Bucium pentru anul 2020. Prin referatul de necesitate numărul 847 din 28 februarie 2020, prezentat de Compartimentul Asistență Socială din aparatul de specialitate, se propune inițierea prezentului proiect de hotărâre în conformitate cu prevederile ghidului Romat. Promovarea proiectului de hotărâre se impune ca urmare a semnării acordului pentru implementarea programului ROMAC, program ce se derulează în parteneriat cu Consiliul Europei și Comisia Europeană, având ca principal scop întărirea capacității autorităților locale de a realiza și implementa politici noi de incluziune socială pentru rom. Scopul urmărit este acela de a crește participarea persoanelor de etnie romă în viața socială, civică, economică, etc. Anexa la proiectul de hotărâre, care a fost întocmit, are ca obiective armonizarea principalelor nevoi ale comunității rome, sensibilizarea și implicarea instituțiilor publice în problematica romă, sprijinirea de acțiuni specifice romilor, facilitarea accesului romilor la servicii publice specifice, sprijinirea procesului de educare și formare continuă și alte asemenea activități și acțiuni. Principalele măsuri propuse pentru anul 2020, așa cum am specificat, au fost prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre, iar factorii responsabili pentru fiecare măsură în parte sunt, bineînțeles, atât primăria, cât și școala și medicul de familie. Motivat de faptul că toate autoritățile publice cu cetățeni de etnie romă sunt obligate să stabilească propriul plan de măsuri în vederea realizării incluziunii romilor, propun spre analiză și dezbatere, respectiv aprobare, proiectul de hotărâre. După cum ați observat în anexa la proiect, au fost introduse o serie de acțiuni și activități pe domeniul educație, ocuparea forței de muncă. Aici, practic, stăm un pic cam... favorizat copilul și... Da, pentru că 99,9% nu au locuri de muncă. Noi, ca autoritate locală, în colaborare cu postul de poliție Bucium, respectiv medicul de familie, încercăm să îi încadrăm, da? Pe rom, în viața cotidiană, să participăm câtuși de cât la, să zicem, informarea lor, să-i ajutăm să se prezinte la TOFM în căutare de locuri de muncă, pentru că sunt și foarte mulți dintre ei beneficiari de ajutoare socială. În măsura în care nu sunt astfel de locuri disponibile, nu avem încotro, dar încercăm să-i integrăm cât se poate de bine. Ați văzut și copiii noi vrem, de la școală. Să mai vrea și ei. Să sperăm că într-un viitor mai bun. Absolut. Da? Mulțumesc. Mulțumim, doamna secretară. Pentru a afla
punctul de vedere al Comisiei Juridice. Bun cuvântul, doamnă președinte. Mulțumesc. Membrii Comisiei Juridice sunt de acord cu proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de local de acțiune referitor la incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome de raza comunei, în speranța că se vor încadra în viața cotidiană și vor fi și ei deschiși spre integrare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Scuza. Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Vă mulțumesc. Unanimitate, dreptate. Doamna secretară, vă dăm cuvântul pentru a ne expune punctul 3. Îmi pare rău că nu este domnul primar, pentru că, așa cum știți și în fiecare an, da? În luna martie sau cel târziu aprilie, domnul primar prezintă acest raport cu privire la starea economică, socială și de mediu a comunei. Însă, dat fiind faptul că a apărut această situație neplăcută pentru noi toți de altfel, o situație extrem de gravă, da? Cu acest COVID-19 și pe nepregătite, în această dimineață am luat la cunoștință că dânsul, în paralel cu ședința noastră de Consiliu, trebuie să fie prezent și la ședința Comitetului Județean pentru situații de urgență, pentru că acolo se discută niște lucruri și probabil că se vor stabili niște măsuri pentru fiecare autoritate locală. A fost din punctul domnului primar și cred și al nostru așa, am ajuns la concluzia că este foarte important să fie prezent acolo. Este doar o prezentare în numele domnului primar. Nu știu în ce măsură aș putea eu să vă răspund la întrebările pe care dumneavoastră le veți pune pe marginea raportului. Am înțeles că domnul primar deja vi l-a prezentat spre consultare. Nu știu dacă toată lumea a luat la cunoștință. Eu este o plăcere să vi-l prezint dacă doriți. L-am studiat. Deci nu se mai dorește prezentarea, supuneți la vot atunci, dar pentru că ați luat cunoștință de raport, puteți să discutăm, adică să discutați, să faceți interpelări, să puneți întrebări. Eu mi le voi nota, voi comunica domnului primar și în ședința următoare veți primi răspunsurile la întrebări, dacă aveți. Vă mulțumesc, mă scutiți și pe mine de o... Da. Deci votați prezentarea sau a raportului? Sau nu? Deci membrii Comisiei Juridice au studiat raportul care a fost expus de către domnul primar. Nu sunt obiecțiuni, deci nu avem ce comenta în privința acestuia și suntem totul de acord cu... Dacă mai sunt și alte discuții în baza raportului, care nu a studiat. Dacă nu, vă supun la urmă. Cine este pentru? Am aprobat proiectele, dar nu cu anul. Vă mulțumesc. Împotrivă? Da. Voi comunica cu mare drag domnului primar ca să luați la cunoștință de la Consiliul raportului tocmai de dânsul, că nu a fost obiecțiuni, că ați văzut, bănuiesc că cuprinde realități despre care dumneavoastră ați luat la cunoștință, așa cum spunea și doamna consilier Corneanu, pe tot parcursul anului 2019. Bine. Trecem la punctul 4, diverse. Cine are întrebări, înscrieri? Dacă nu sunt înscrieri, eu v-aș ruga să mă ascultați. Referitor la amploarea virusului, coronavirusului, așa, deci astăzi s-a convocat Comitetul Local într-o situație de urgență și vreau să vă spun că s-au luat o serie de măsuri, respectiv tipărirea unor pliante către cetățenii comuni privind măsurile de prevenție. Ce au de făcut pentru a evita, iar referitor la activitatea primăriei, începând cu data de 12, orele 12 astăzi, se suspendă activitatea de relaționare cu publicul a primăriei Buciun. V-aș ruga, stimați consilieri, să informați în teritoriu și dumneavoastră și verbal că chiar nu este din lume privind virusul pe care din păcate s-a ajuns la un număr de 48 de
persoane infestate și pe teritoriul țării noastre. Deci avem posibilitatea și suntem și vrem să fim responsabili și cred că o să susținem și dumneavoastră în teritoriu privind informațiile către cetățenii comunii Bucium să ia foarte în serios ceea ce am afișat și am tipărit noi în măsurile de prevenție privind infestarea. Vă mulțumesc! O completare pentru acest subiect. Aș vrea să spun că activitatea funcționarilor de la Primăria Comunei Bucium va fi una normală. Deci noi ne vom desfășura activitatea între 8 și 16, însă nu mai putem relaționa în mod direct cu publicul. După cum ați văzut, s-a pus un afiș pe ușă. Asta nu înseamnă că oamenii care au probleme de rezolvat, ei nu vor fi rezolvați. Numai că ei nu vor mai avea acces în instituție. Da? Direct funcționar. Tot timpul, deci acolo va fi cineva care va lua contact, va avea mânuși, va lua să vedem. Bineînțeles că noi avem rugămintea, măcar acum, perioada asta de o săptămână, două, dacă s-ar putea și nu există probleme urgente, omul să nu vină, măcar să vedem o perioadă de timp ce se întâmplă. Nu există o urgență, ați plăti impozitul până pe 30 martie, că beneficiezi de 10%. Acum haideți să punem un pic în balanță gravitatea situației. Da? Pentru că sunt oameni care au de plătit 30 de lei impozit și beneficiază de o reducere de 3 lei. Dar încercăm să rezolvăm problema. Și atât doar. Ni se vor da documentele, le vom prelua, vor fi transmise persoanei care se ocupă cu întocmirea documentelor, dar persoana care ne dă documentul și sau face o solicitare în respectiva zi, nu va aștepta în fața primăriei să îi se elibereze adeverință. Va veni a doua zi, o va ridica frumos și, da? Sau alte probleme. Prin telefon, telefonul nostru este disponibil tot timpul, prin fax, online, la adresa afișată pe ușa de la sediu. Astfel de afișe vor fi puse de domnul viceprimar astăzi în toate locurile pe care le considerăm publice, ca să vadă toată lumea despre ce este vorba. Cred că această măsură nu ne protejează în primul rând pe noi ca funcționari, cred că îi protejează și pe oamenii. Da? Noi toți. Toți cetățenii care intră la primărie, cred că, nu vedeți, nici nu se știe din unde apare și cum. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Sper ca și cetățenii comunei să înțeleagă cât este de gravă situația și că este foarte important să se protejeze. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt și la domnul Andres. Mulțumesc! Tot pentru măsurile acestei de prevenire, aș vrea să vă zic o singură problemă. Domnul viceprimar știe, ieri a fost deplasat la Conța, acolo pe sectorul Conț, în care se depozitează o serie de mulari. Nu știu, îmi pare rău că este domn primar aici, dar probabil că o să-mi dea răspunsul domnul viceprimar. Parcă, după cum știu eu, acest sector aparține comunii Cașin. Dar vedeți dumneavoastră, pentru că toate bunoaiele alea care se depun acolo la noi, mai avem foarte mari probleme. Ne frică. S-a dus și de cetățenii. S-a dus și de cetățenii prin care aduce și depune pe o bucată la un cetățean. A nostru, de la cum. De exemplu, cum e Craia, este pământul lui Craia acolo, al unui rost. Aș propune să fie înștiințați cei de la Cașin. Deci primarul Cașinului să ia aceste măsuri pentru a deci, este să nu mai depun aceste gunoaie acolo. Este informat, omul a luat niște măsuri, ia continuu. Una mi-e frică pentru foc. Așa cum a fost ieri, de exemplu, domnul viceprimar, probabil că sunt eu răspuns. Doi, sunt aduc tot felul de mizerii acum pentru prevenirea coronavirus. Tot felul de mizerii se aduc acolo, sunt mulți copii, ne-au blocat chiar și drumul în timp cât trebuia să vină oamenii la biserică, deci din gunoaiele acelea s-au blocat drumul, nu mai dat drumul la mașini, să intre la biserică, să vină la slujbă. Deci eu gândesc că ar fi bine
trebuie informat primarul de la Cașu pentru această problemă. Vă mulțumesc! Domnul consideră, deci, într-adevăr, ieri a fost un caz pe izbucnirea unui incendiu și având în vedere că era posibilitatea incendiului, că era foarte multă vegetație uscată și chiar și conducturile de, care traversează gaz metan în zona, am apelat serviciul de urgență, a venit pompieri, au sunat. Zona care face referire, estimați consilierii, domnul consilier Matiaș, este pe teritoriul comunei Cașeni. Într-adevăr, proprietatea este a unui cetățean din Romă, de pe raza comunei Bucium. Personal m-am dus așa, i-am pus în vedere că trebuie să-și îngrădească proprietatea, dar din cele spuse și de respectivul proprietar, spune că deci, cu acordul primarului de la Cașin, s-au depozitat, având în vedere că e o zonă de cu acostament în, de la care facem referire acolo și vrea să depună ceva umplutură. Dar cei care depun și care fac, nu s-a avut resturi menajere sau nu, deci să aduci resturi de la construcții, becea, moluz. Bineînțeles că deci să mai aruncă și un cauciuc și un pat și oameni. Urmează să luăm legătura cu primăria comunei Cașin. Eventual, că deci are toată autoritatea să îi pună în vedere sau eventual să și sancționeze pe proprietarul acelui teren. Știți foarte bine că m-am deplasat de nenumărate ori acolo, chiar și cu utilajul din dotarea primăriei noastre și am făcut curățenie, am degajat drumul, am adunat că sunt o grămadă de resturi care vântul îi duce și din plăștii pe tot drumul ăla și într-adevăr să creează un desconfort și o imagine foarte urâtă. Primăria de la Cașin a luat măsuri, s-a închis drumul acela de acces care e paralel cu șoseaua principală și s-a făcut și curat atunci când s-a închis. Vă spun că sunt implicată direct, nu că aș ține neapărat cu ei, dar au luat măsurile care s-au putut cumva. Dar cetățenii noștri din oraș care pe partea cealaltă tot acolo. Asta e ideea. Plus că este un drum al hoților și care hoți au fost călcați de jandarmi și nu știu ce se va rezolva, că trebuie să integrați. Da. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări, dacă nu, declară nu chestii.